Salutare tuturor, eu sunt Cătălin și acesta este un nou episod din seria noastră de Skywars. De data aceasta suntem pe serverul hypixel.net, aveți IP-ul în descriere, mereu vă las toate detaliile, tot ce folosesc melodii în descriere. Și am văzut că n-am mai postat de ceva timp un Skywars pe canal și am zis de ce nu. Și am văzut că mulți îmi cer texture pack-ul pe care îl folosesc acum. Și cum să vă spun, eu am luat mai multe texturi și le-am combinat. Mai venit ținta nu este de la The Beats, am luat de la alt texture pack și am modificat-o. Și dacă eu să fac un review la acest texture pack și dacă se schimbă acolo poza aia de fundal, zic bine, ceva de genul, uitați aici, resource pack, uite poza asta de la Beats, mai că eu am modificat și da, dacă se schimb. Și texture pack-ul mie mi se pare destul de ok, după cum puteți observa avem și texturi de 8x8, adică în general texturile sunt 16x16 în Minecraft normal și am pus-o pe 8 ca să am mai multe FPS-uri și chiar aveți mai multe FPS-uri, deci lui frate meu pe calculator avea vreo 60 de FPS-uri și el are un calculator, să zicem, mai slăbuț. Are un calculator mai slăbuț și what? Ăsta are Speed Potion. Plate-ul. Avem arc, avem, hai să-l omorâm pe ăla. Și trebuie să apară astăzi, ca să zicem așa, un videoclip cu Sky PvP. Dar am zis, bă, n-am mai filmat de mult un de ăsta, un Skywars, și am zis, de ce nu? Mai vine cu a? Nu vine. Dacă eu pot să mă duc cu ăsta, să-mi stau eu la mijloc, că ești nebun, că poate mă omor ăștia. Da, deci dacă vine asta îi dau blindness 8 secunde, deci mai mă vede. Și asta văd că e o poziție destul de bună. Hai să eu omorăm scheletul. Bă, vezi că ți-a murit scheletele, ești nebun. Ia mă. Uite și voi să apăsați butonul de like. Nu prea spun aceste lucruri în episod, doar la sfârșit. În rest nu prea spun. Și uneori la început, din câte mai știu, dar în rest așa nu prea spun. Lol. Aolo. Hai să mergem să le dăm blindness și le dăm mare clean-up. Aolo, 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 ce prost sunt, aolo, ce prost sunt. Bă, frate, ăla de unde, bă, ăla de-a de la distanță mare. Ok. Și mai trebuie să lucrez puțin la texture pe următorul episod. S-ar putea să mai fie un duel cu cineva, un rape sau o revanșă, dar nu știu dacă m-a avut cineva, mai mă uit. Și dacă n-am cu cine să fac un duel și de-astea, vă pun, voi face un review la texture pack și aia e, vă arăt cer, vă arăt tot. Că am văzut cum există o map specială pentru a face review-uri și s-ar putea să downloadez sau s-ar putea să construiesc eu una și vă arăt ce este mai interesant sau vă arăt direct ce este modificat. Oricum aici observați că blocul de pământ tot este 8x8, deci blocul de pământ l-am făcut frumos, ca să zicem așa. 2, 3. Bun. Bă, uite acum parcă e altă treabă, că acolo îmi dădea și multă viață jos pentru că aveam ce spray de piele. Uite pe ăsta. Ce-ai făcut, mă, nene, mă? Aici am venit. Știu că în chestul de jos s-ar putea să fie ceva. L-a luat și pe ăla de jos, mărlanu. Bă, am putea să mergem aici la un clean-up. Bă, hai să mergem la clean-up. Aolo, bă, bă, cum l-a omorât ăsta pe ăla? Stai că mă face asta. N-am săgeți, n-am bulgări, pardon. Deci n-am bulgări. Haide, mă nene, mă. Mi-a plăcut aici să fac WTP. Bă, frate, să știi că WTP te ajută aici într-un fel să nu cazi. Punem buții. 2, 3, 4. Aruncăm. Avem și un regeneration. Bun, hai să mă folosesc de rod. Știu că rodul te ajută foarte mult și am început și eu să mă folosesc, dar mai mult v-am zis, bă, mă joc dueluri de alea faine. Și ocazional, ca să zicem așa, mai mă joc cu minigame-uri de genul. Am aici șmecher. S-a căcat pe el, tipul de s-a căcat pe el, vă spun eu. A, mă, tipule, n-ai ce face cu viața ta.
Hai mă, marș de aici, deci mă enervează, vii la bătaie sau? Hai, dă-te naiba. Hai, dă-te naiba. Bă, frate, de unde dădea tipul? O, doar mi se pare sau ăștia dau de la distanță foarte mare. Bă, frate, bă, de-abia m-am trezit, dar măcar sunt conștient de ceea ce văd și ceea ce fac. Deci, nu știu, trecut mi s-a părut că le dădea de la distanță mare. Și ăla mi-a dat din tai knockback. Și dădea cu sabie. Și nu cred că există sabie de diamond cu knockback. Și dacă există, înseamnă că mă înșel. Frate, bă, ce knockback îmi dădea și... Acum mi-a dat o sabie foarte, foarte șmecheră. Hai să facem așa. Bă, oricum prea am mai jucat eu Sky Wars, ca să zicem așa. Am jucat Bed Wars și am, primul meu meci de Bed Wars, primul meu meci câștigat, ca să zicem așa. Am ce mă bâlbâi. O, frumos, frumos, frumos. Hai să băim această minunată păciune. Băgăm, băgăm. Acum cine vine la mine e mort. Vă spun eu. Hai vino. Bun, l-am bătut, acum putem face Sharnes 2. Mamă, și nici nu sunt încălzit. Control. Asta e tati. Deci, ăla trebuie 90. Și am pus, nu-i 90. Eram sigur că nu-i 90. Deci sensibilitatea vreau să fie 90. Și mereu mă încurcă că e sensibilitatea mai mare și e foarte nasol, vă spun eu. Hai mă frate, că joc și ca o cizmă, deci... Și mamă, deci joc ca o cizmă și m-am pus să filmez, bă, ia cât am filmat. 3 arene, 7 minute, bă, mai avem timp câteva arene, deci dacă încolo de aici vreau să câștig toate arenele. Acum să fim și noi mai în formă, mai atenți, mai un alta, că dacă joc așa mort, mai bine nu. Și pe aia eu mă numesc mare PvP, la cum joc. Mamă, credeam că n-am microfonul băgat în laptop. Și acum mi-am dus aminte că l-am băgat frumos alea. Hai să vedem, deci data asta trebuie să câștig. Bine, dacă mă împinge unul în void. Nu împinge, îi facem o șmechere de-asta. Perfect, perfect. Aici nu-i nimic. Hai să mergem, uite, pe tipul ăsta. Stai că se bat. Stai că se bat. Fratele meu. Avea și speed, bă, frate. Deci încep să urăsc Sky-ul pentru că când ai speed ești prea OP și eu când am avut speed am jucat ca o cizmă. Deci măcar un win să fac. Măcar un win să facă care e partea interesantă în acest videoclip. Mai failure, bă, bă. Vă uitați la failure, mai bine nu, ceva de genul, bă, ce cu videoclipul ăsta, dislike în pana mea. Mai bine nu. Dacă e mai serios. Amă, frate. Și Hypixel are ceva cu mine și nu vrea să-mi... De a item ok, ca să zicem așa. A venit unul pe mine. Lol, și l-avea și Sharnes. Și după ce când aveam chestplate, l-a venit cu Sharnes pe mine, ești nebun. Uite, arena asta îmi place și pe asta sper să o câștig. Dar și geamurile, după cum puteți observa, sunt 8x8 pixeli. Și cobblestone, ăsta e cobblestone, dacă mă întrebați. Așa ca fapt divers. Și oricum, părerea mea e mai bine 8x8 față de 16x16, frame rate e mai mare și chestii de genul. Dar nu va crește cu foarte mult, dar crește cât de cât. Mamă, și sunt răgușit, dar nu știu de ce. Cred n-am alergat, nu prea am făcut nimic. Așa, să zicem, bă, ai făcut ceva foarte interesant, ai alergat, ai jucat fotbal, nu. Dar m-am cățat pe niște chestii. Bine, acum, e cam ciudat, dar totuși. Serios, n-ai ce face cu viața ta? Hai, lăsă-mi pace. Bă, hai să mergem să ne batem cu tipul ăsta. Noob, lol. I-am dat acolo mare rect. Deci dădea el cu bulgări în mie și...
Ce dă tipul? Mamă, și e prost, că ăla se mai și mișcă. Că zici că e la duel cu arc, ești nebun? Nu, bule. Ai făcut foarte tare. Acum am făcut, pune spaliocă în spatele meu. Nu vine spre mid. N-am nimic bun, deci n-am nimic bun. Păgând... Să mai vii tu la mine, deci să mai vii tu la mine. Și, fraților, dacă nu știți, există multe site-uri să-ți arate câte click-uri pe secundă sau moduri și eu intru pe site-uri și mereu încerc să fac cât mai multe click-uri pe secundă și am reușit 7,1 maxim. Ceva de genul, bă, what the fuck? Atâta faci, fac mai mult ca tine. Da, frate, noi faci eu atâtea click-uri pe secundă, dar odată la jumătate de secundă, deci degeaba spamezi tu că la jumătate de secundă ți se pune lovitura dată pe player. Cam ceva de genul și tu pe 6 click-uri pe secundă dai doar 2. Dar ideea este că dacă dai mai multe, n-ai cum să ratezi click-uri. Că dacă dai așa la jumătate de secundă, nici n-ai cum să... Să ne batem cu asta, că hai continui. Așa, toti, așa. Așa mă vreau. Hai să băgăm gap-ul. Băgăm ăsta. Băgăm. Am băgat. Bagă tu poison, că mă și enervez cu poison ăsta. Easy. Deci i-am dat aici niște strafe-uri. Easy. Bun, lol. Hack. M-a făcut hacker. F2. Pre... Stai. Perfect. F2. Am făcut screenshot. Uf. Vreau să fac aici hack. Perfect. Bun. Hai să mai ne băgăm la arena. Deci am făcut și un win. Mă, măcar atât vreau să fac. Deci, e perfect. Deci... Perfect, nu mai trebuie altceva. Și acum ia cât am filmat. Mai facem încă două arene. Deci două arene în afară de asta. Mai facem una, dar așa facem două cu tot, cu asta. Bun. Bă, hai mai rapid. Că totuși e duminică, acum vine școala imediat. Bă, deci eu am așteptat weekendul cu nerăbdare și acum vine școala din nou. Bă, abia aștept vacanța, deci mai îmi place școala deloc. Bine, într-un fel te ajută, dar totuși îmi place școala. Ca chestie. Opa, opa. Bă, parcă acum a început pe final să ne dea item mai bune Hypixel-ul și acest lucru înseamnă că 2, 3. Acest lucru înseamnă că s-ar putea să câștigăm. Hai să facem, uite, o jmecherie de genul. Perfect. Și acum hai să mergem sus, dar nu știu de la ce. Știu că zicea un youtuber la care mă uit întâna perfect și nu știu, îmi vine și mie să zic așa. Că mă uit, adică mă fac youtuber. Cred că la Sky. Da, cred că la Sky. Da, la el, de la sigur de la el. Acum să-mi iau copyright pentru că zic perfect, ar fi penală faza. Hai, vină încoa. Le dau clean la băieților. Hai, dă-te naiba, frate, cum dădea? Deci spune, frate, cum dădea? Deci spune, bă, mie, cum dădea? Deci nu înțeleg cum dădea. Deci... Nu știu, mi se pare ciudat. Bă, cred că e de la somn, că de-abia m-am trezit, m-am pus să filmez ca să am videoclipuri, după aia mănânc. Și... Adică, bine, programez videoclipul alea, mănânc și mă apuc de scris și după aceea fac ce vreau eu. Fac ce vrea cea cu mea mai bine să zbun. Bă, uite acum astea da iteme. Vedeți aici? Uite, astea da iteme. Bă, și-mi plac aici. Bă, dacă nu câștig măcar. Tipul ăsta încerca să vină pe mine. Bă, ce ai făcut, mă? Tu vii pe mine, ai că vină pe tine, ești de mă. A căzut în voi. A căzut în voi. L-a împins unul când vrea să vină pe mine. Pă cât pune spadiu că l-a împins unul. Dar ce drăguț e. Tipul ăla, îmi pare rău, nu-l cunosc. Dar o să-l omor. Bă, nu prea sunt eu bun la duelele cu arcul. Dar... Măcar știu să trag cât de cât, adică nu sunt cel mai mare noob. Lol. Poți să relax, ai de la netul meu. Mort, sunt mort. Bă, frate, bă, ești nebun.
Hai că mai băgăm o arena, o să fac, mai băgăm o arena, pentru că aici l-am omor pe tine. Deci dacă n-avea fire aspectul ăla, era până acum mor și cred că mi-a picat mie netul. Da, văd că am o linie minus acolo, sunt al treilea în tab, pe partea stângă, deci da. Bă, și hai să câștigăm măcar arena asta, deci dacă... Deja văd sabii de stone, nu-mi place. Deci mi se teleportează itemele, deci nici acest lucru nu-mi place. Uite, un turnacop. Perfect, bă, tată, bă. A venit unul pe noi. Cum, frate, dădea? Deci spune cum dădea așa. Spune, frate, cum dădea așa când are cum. Eu teleportul, așa. Spune, bă, frate, cum dădea ăsta așa. Ce a venit, ți-a și... Frate, nu cred că ai cum să dai un bloc hit atât de rapid în pana mea. Cât spamezi pe ambele click-uri, dai așa? Aolo, iarăși mi-am dat-o urât, Ok, nou bun, fraților, cam acesta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. Până data viitoare, nu uitați să dați like, subscribe și share. La revedere, pa, pa!